de la baie. Păi aia de canalizare ia să pe aici pe undeva, în zona asta. Și se bagă jos cumva în pământ și are trecere jos acolo la fosta aia mică și din aia mică se duce în aia mare. Okay. Pe unde îi? Uite pe acolo, i-a pus alea. Unde e zburuienile alea? Da. Deci pe acolo. Da. Și aici este cotitura. În zona asta. Da. De coboară mai jos. Superb! Bună, dragi prieteni! Chiar dacă nu este o casă tocmai veche, asta nu înseamnă că nu are probleme. Deci, dacă noi ne-am propus că stăm la soare, casa a decis că trebuie să muncim. Ei bine, țeava de canalizare din baie s-a înfundat și dacă credeți că a fost simplu să o desfundăm, vă înșelați. Am încercat noi cu ce am avut la îndemână, dar nu a mers cu nimic. Așa că am început să mut florile din acea zonă pentru a putea să sape Eugen până la țeavă. Sper că până aici nu ajungi. Păi nu cred că ajung, numai acolo. Dar bucata asta ar fi bine să fie scoasă, Roxana, pentru că o să lupi și la coș. Da, dacă tot le-am mutat, o să mut și aia. De? Și e și lângă casă, aici o să lucrez cu poliester, cu... Tot. Asta, ei, asta momentan nu a trebuit plantat nimic pe ea. Dansez cu firul. Să nu vă speriați, fetele, că tati bârâie pe aici. Încearcă să încep din margine cumva. Așa, să spargem beton așa treptat. Măcar 2 cm. Noi să vă cumete mai bine, știi? Eugen, încearcă să spargi, uite, acolo. Îi porțiunea aia de beton. Așa. Da. Văd că aia e adăugată ulterior.
Asta-l-altă văd că vine de la casă. Ai, ai, bun. Așa. Bun. Sper să vă fice coșul pe mine. Păi ar fi bine să nu. Oricum, dacă tot am mutat, cred că putem să-l și dărâmăm. Păi da. Sau te trezești când vii că e picat. Ar fi bine să nu. Na, vezi acum, încearcă să sapi. Eugen, okay. Încearcă să sapi taman aici, să vezi ce îi, că poate nu trece taman lipită de ăsta. Da, da, să nu spargem. Să nu... Oh, ce uli mari! Oleu, femeie, ce e la? Uliu! Mamă, zici că e barză, nu uliu. Ca ai grijă că... Bun, mă las eu să iau aia, sau nu? Te las, te las. Țeapă. Ce? Bucăți de țeapă pe aici. Acum, ce voiam noi să vedem, numai noi știm. Doar noi credeam că se sparge betonul ușor, dar rotopercutorul avea o altă părere. La casa aceasta chiar sunt betoane. Ai, 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 ai. Ah, se mișcă. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Dacă tu dai în ăsta, de exemplu, acolo unde ții mâna, că până acolo ajungi, dacă tu dai în el, s-ar putea să-ți pice pe tine. Păi da. Și de-aia zic, mai bine să pici pe casă, ca să poți să începi mai de sus, să nu pice pe tine. Bineînțeles că nu se vedea nimic și este nevoie să săpăm mai mult, iar coșul reprezenta un pericol. Pământul era foarte ud și exista riscul să se prăbușească coșul dacă săpam mai mult în acea zonă, așa că a trebuit să demolăm și coșul. Coșul chiar era o problemă și până la urmă tot trebuia să îl demolăm. Era lăsat, chiar dacă a fost ancorat destul de bine, nu prezenta o siguranță. Coșul era chiar foarte mare, stătea în cale, vizibil. Nu arăta partea aceea de grădină deloc bine cu el acolo, arăta ca nu cam perete. Iar noi nu ne dorim să avem sobe în casă.
și alte cărămizi de curățat. Deci, noi rămânem cu cărămizile noastre, iar cu voi ne vom întâlni în următorul. Până data viitoare, vă dorim numai bine! Pe curând! Nu mai avem ceva scumos să achităm cotul ăla? Căutăm, să vedem. Vai, și mi-ai dat praf.